Salut, lei! Voi face citirea pentru lei, pentru luna nouă din Berbec. O lună nouă care se perfectează în casa cunoașterii, călătoriilor, studiilor, spiritualitate, religie, filozofie. Deci, tot ce reprezintă dorința de cunoaștere pentru voi berbecul, pe data de 20 la ora 7 și 11 minute, în 29 grade și 50 de minute berbec. Este a doua șansă pe care o primim toți să îndreptăm ceva, să întreprindem ceva, să facem ceva într-un domeniu de viață. Voi ați văzut care este domeniul de viață unde puteți face ceva? lei. Haideți să vedem ce sfat vă dă tarotul ermetic pentru lei. Sfatul tarotului ermetic. Acum nu mai am nicio altă planetă care să fi intrat. Să vedem. Dreptate. Puteți întreprinde o acțiune în justiție, justis să vi se facă dreptate, dar întotdeauna trebuie să gândiți la forța de reacție a celuilalt și, în primul rând, trebuie să stăpâniți această forță de reacție și, bineînțeles, să aveți de echilibrat mica benefică Venus și Saturn. Mica benefică care întotdeauna ne spune să dorim ce este posibil, ce este adevărat, ce e drept, și uh, Saturn, care vine și ne dă lecțiile, la fel pe aceeași temă, dreptate, adevăr, și aici avem și două însemne ale, uh, să zicem, uh, filozofiei chineze, yin și yang, Deci, cele două trebuie să se îmbine și să se uh, armonizeze. Uh, și bineînțeles să nu uitați această spadă care poate să facă dreptatea divină, adevărul și dreptatea eternă. Îndrăgostiții, marea preoteasă și cinciul de bute. Aveți aici două arcane majore, pentru voi lei sunt foarte importante. Aveți îndrăgostiții, deci voi veți avea o alegere de făcut, o alegere importantă. Din punct de vedere a zoriei poate să reprezinte gemenii. Deci poate să fie vorba de o iubire în care puteți să alegeți un drum deci, dintre două variante care sunt opuse. Am zice, între viciu și virtute, între un lanț de flori și un lanț de fier, va trebui să faceți o alegere. Nu veți putea amâna această alegere. Sfatul arcanei și spatul tarotului și al acestei etalări este alegeți lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp decât un lanț de fier. Tot la fel, sfatul este: păstrați-vă secretele, păstrați-vă scopurile. Aveți aici o ore mare preoteasă. Marea preoteasă dă da, aspectele lui Lilith, deci malefice și benefice am putea spune o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în rac sau un scorpion. O femeie capabilă să vă afle secretele. O femeie care este dispusă să folosească secretele voastre. Deci ea va încerca să vă afle secretele. A mai făcut și în trecut acest lucru, a folosit secretele celorlalți. Ea deține foarte multe secrete, adică dacă voi ați reușit să aflați din secretele ei, ați fi într-o poziție foarte superioară față de ea și un cinci de băte, S-ar părea că cu ea veți avea o rivalitate, o concurență. Uh, mici bârfe, mici minciuni, mici răutăți, Saturn în leu. Uitați-l, Saturn în leu. Trebuie să vă gândiți la aceste rivalități și, în primul rând, la a vă păstra secretele și la alegerea pe care o aveți de făcut. Acesta este spatul tarotului ermetic. Acum să vedem uh, ce spun unele. Le păstrez pe masă numai pe cele care pot fi citite. Ăsta era cumva întors. Nu știu să-l lăsăm. Bun. Deci, ă, asta rămâne în poziția asta, asta rămâne așa cum e, asta la fel, la fel, asta așa, asta așa și asta așa. Deci, într-un cuvânt, e o etalare negativă. Asta este. Deci nu avem aici o etalare pozitivă. Avem o etalare în care se arată că veți pierde. Este o lună care ar trebui să fie căldură sufletească, dar mai bine zis, nu, nu este căldură sufletească, este o situație în care veți pierde. Aveți aici o relație cu familia care nu a mers, Această beorc, uitați-l. Deci răsturnat. Arată că ceva în familie nu merge și ajungeți la o separare, la o uh, separare în familie, la o relație care nu merge și se destramă, la o pierdere care întărește această pierdere uh, sufletească, pierdere de uh, relație, dar și pierdere financiară. Poate să reprezinte și o pierdere financiară. O stare de, am zice, de cădere, de vitalitate, de energie, o relație care se destramă, așa cum am spus, deci toate susțin pierdere, relație care nu merge și se destramă, uitați-le, asta, 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 asta. Și aici o femeie, o femeie cu o energie care arată intuiția voastră, nu v-ați putut folosi intuiția să vedeți această femeie ce, dacă este de încredere sau nu. De fapt, este vorba de o femeie egoistă, o femeie care v-a făcut foarte mult rău, v-a trădat și arată această trădare. Deci, marea preoteasă nu reprezintă altceva decât o trădare, fiindcă ea află un secret și îl folosește în interesul ei. Asta reprezintă. Și aici un blocaj total. Voi așteptați să se rezolve această situație, chiar dacă ați trecut prin, -un, cum să spun, energii foarte puternice, dar sperați că această situație să se rezolve. Așteptați! Și totuși această rună vă spune că totul este înghețat și nu puteți face absolut nimic. Deci situația este înghețată. Așa cum și iese aici, va trebui să faceți o alegere și bine este să țineți cont de acest aspect, să alegeți ce trebuie și să nu uh, vă puneți secretele la dispoziția acestei femei, fiindcă le va folosi și aici aveți o rivalitate. Rivalitatea este în familia voastră, în relațiile voastre și. Nu va duce nimic benefic această rivalitate. Mici minciuni, mici bârfe răutăți, unde nimeni nu va ști cineva are de câștigat, dar cineva, to toți din această situație, vor avea lecții de învățat. Saturn, în leu. Aceasta ar fi situația, deci eu vă doresc uh, numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.